Însă cu tot cu poprirea ridicată, guvernul a rămas pe cap cu mii de pasageri lăsați pe aeroporturi de Blue Air. Executivul a deblocat 5 milioane de lei pentru un tarom, astfel încât avioanele companiei de stat să plece după călătorii blocați în aeroporturi. Iar o prima aeronavă a decolat ieri seară spre Tel Aviv, de unde a recuperat 150 de pasageri. Însă asta nu înseamnă că s-au rezolvat problemele. Tarom a anunțat că nu prea are nici aeronave disponibile și nici personal. Iar la guvern nici măcar nu se știe cum vor fi anunțați pasagerii când sunt aeronave disponibile. Doar Ministerul de Externe a anunțat că a mai pus un număr de telefon la dispoziția celor blocați prin aeroporturi. Se lucrează la punerea în funcțiune a unui mecanism, pentru că lucrurile nu sunt simple. Să mergi să găsești sloturi în fiecare aeroport, să poți să aterizezi, să preiei călătorii, să găsești pe un alt aeroport, dar colegii mei și colegii de la Tarom și ceilalți din acest domeniu încearcă să pună la punct acest mecanism. Sorin Grindeanu are dreptate să nu fie prea optimist în privința ajutorului care ar trebui să vină de la Tarom pentru preluarea pasagerilor Blue Air. Compania de stat a anunțat că va face eforturi susținute, deși nu prea are nici aeronave, nici personal. Sunt mii de oameni care și-au cumpărat bilete pentru avioanele Tarom, pentru cursele regulate. Ce facem cu acei mii de oameni care ar rămâne fără zboruri? Trebuie să știm și să precizăm un lucru foarte important. Tarom nu are avioane pentru a aduce pasagerii Blue Air acasă. Sunt 5, 6 sau 7 maxim avioane, avioane mici ATR, care zboară cel mult până în Budapesta sau Sofia sau Chișinău, adică nu pot efectua zboruri până în Spania, până în Franța, până în Italia, până în Norvegia, pentru că din ce am înțeles, Blue Air a anulat și o cursă în Norvegia. Pe de altă parte, guvernanții recunosc că nu au nicio idee despre cum vor fi anunțați pasagerii când sunt aeronave disponibile. MAE sau Ministerul Transporturilor? Cine îi anunță? Canalul de comunicare deschis în acest moment este la nivelul Ministerului Afacerilor Externe. Și înțelegem că momentan nu a decolat nicio aeronavă de la Tarom, nu? Aseară a fost o discuție pe care premierul a avut-o cu toți cei implicați. Le-a cerut măsura. Suntem în prima zi de la implementarea acestei decizii. Iată că deja avem o hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, care a deschis calea acestei hotărâri de guvern care astăzi a fost aprobată. Nu este neapărat o chestiune, un amănunt birocratic, dacă vezi, dar este diferența dintre a avea un anunț general de bună intenție și o soluție. Practic, premierul a găsit această soluție. Hotărârea de guvern oferă fondurile necesare Companiei Naționale de Transporturi Aeriene pentru a implementa această decizie. Deci, restul depinde de modul în care sunt colectate datele, sunt agregate listele de pasageri, sunt identificate aeroporturile de unde ei vor fi preluați.